Horoscopul zilei. Berbec. Veți fi foarte ușor de provocat pe fondul unei agitații vizibile, pe tot parcursul zilei de astăzi. Una din soluții ar fi să evitați cofeina, deoarece aceasta ar putea înrăutăți situația. Veți reuși să vă petreceți dimineața împreună cu cei dragi, ceea ce ar putea să influențeze pozitiv restul zilei. Nu sunteți responsabili pentru relațiile din grupul de prieteni, uneori acestea se pot destrăma de la sine. Așteptați-vă la mai multe responsabilități la locul de muncă, însă nu vă lăsați intimidați de acestea. Este ocazia perfectă pentru a le arăta celor din jur că sunteți capabili să conduceți propria echipă și să aduceți idei inovative în companie. Taur. Deși sunteți pregătiți să vă arătați vulnerabilitatea față de prieteni pentru a îmbunătăți relația și încrederea între voi, s-ar putea ca aceștia să nu fie de aceeași părere. Testați mereu apele înainte de a lua o decizie pe plan interpersonal. Ar trebui să căutați un alt mod prin care vă puteți relaxa, cum ar fi un hobby sau un sport lejer pe care îl puteți practica în aer liber. S-ar putea ca partenerul să vă ascundă o decizie importantă, cel mai probabil din teama pentru o reacție negativă. Dacă vă arătați înțelegători, acesta va fi sincer cu voi și veți reuși să îi oferiți un sfat. Gemeni. Veți fi deschiși noilor oportunități astăzi, în special la locul de muncă. Fiți cu ochii pe orice propunere care ar putea să vă ajute în demonstrarea aptitudinilor și veți reuși să impresionați. S-ar putea să suferiți de migrene sau de dureri de spate astăzi, însă acestea vor putea fi tratate cu medicamente și odihnă la timpul potrivit. Lăsați instinctele să vă ghideze în relațiile cu cei dragi și veți observa cum aceștia vă caută compania tot mai des. Este o zi excelentă pentru a demara un proiect personal, cum ar fi renovarea locuinței. Țineți însă cont de buget și nu vă aruncați asupra unor cheltuieli pe care nu le puteți justifica. Rac. S-ar putea ca în această perioadă să vă simțiți copleșiți de responsabilitățile de la locul de muncă, astfel încât să resimțiți un nivel de stres semnificativ crescut. Nu-i lăsați pe cei dragi să creadă că nu le apreciați prezența. Încercați să fiți mai sinceri în legătură cu sentimentele voastre. S-ar putea să vă simțiți slăbiți și să suferiți de cap. Însă acest lucru s-ar putea datora timpului petrecut în casă sau la birou, departe de soare și aer curat. Bugetul a fost echilibrat în ultima perioadă, așa că vă permiteți să plănuiți o vacanță de un weekend în afara orașului. Mai mult, s-ar putea să convingeți pe cineva drag să vă însoțească. Leu. Ar trebui să consumați mai multe produse lactate, în special dacă ați avut probleme cu oasele în ultimul timp. Optați pentru iaurturi simple, lapte și brânză slabă de vacă, iar dieta voastră nu va fi afectată negativ. Se anunță o perioadă nesigură pentru viața de cuplu, cu multe conflicte și diferențe în planurile de viitor. Veți reuși să rezolvați o problemă la locul de muncă, însă acest lucru ar putea aduce noi provocări. Nu vă faceți griji, deoarece nu veți fi lipsiți de inspirație și ambiție. Încercați să petreceți mai mult timp cu copiii, deoarece aceștia se află la o vârstă ce necesită înțelegerea și compania unui adult. Dacă sunteți deschiși oricărui subiect, veți câștiga încrederea acestora. Fecioară. Astrele anunță o perioadă foarte bună pentru viața de cuplu. Veți reuși să vedeți un viitor prosper alături de partener. Vă veți bucura de o zi productivă la locul de muncă, însă încercați să stați departe de orice tentative de bârfă. Acestea s-ar putea transforma foarte ușor într-un conflict urât. S-ar putea să aveți probleme cu ochii, așa că dacă suferiți de dureri de cap și privire încețoșată, apelați cât mai repede la un doctor oftalmolog. Veți fi mai ușor influențați astăzi, deci ar trebui să stați cât mai departe de reducerile din magazine. Bugetul vostru a avut de suferit în ultima vreme, așa că încercați să economisiți. Balanță. Veți reuși astăzi să faceți tot ceea ce vă propuneți, însă nu veți putea să vă concentrați asupra relațiilor. S-ar putea ca partenerul să vă critique pentru lipsa de implicare în activitățile cu familia. Încercați să vă programați evenimente sociale în perioada în care nu sunteți inundați de responsabilități de la locul de muncă.
Veți prefera compania persoanelor cu care nu discutați în contradictoriu, însă orice conflict poate fi ușor de evitat, atâta timp cât vă mențineți simțul diplomatic. Nu vă gândiți de două ori înainte să faceți o investiție de viitor, deoarece astăzi este o zi excelentă pentru astfel de demersuri. Scorpion. Veți fi tentați să alegeți calea cea ușoară în orice domeniu, însă acest lucru ar putea să vă determine să vă culcați pe ureche. Provocările sunt cele care ne ajută să evoluăm, așa că încercați să riscați mai des. Nu participați la discuțiile în contradictoriu ce apar în familie, deoarece s-ar putea ca astăzi să spuneți primele gânduri care vă trec prin minte. Veți pune paie pe foc fără să vă doriți acest lucru. S-ar putea ca astăzi să aveți ocazia să petreceți mai mult timp în compania unei persoane ce ar putea prezenta un nou flirt. Citiți bine atmosfera înainte să faceți primul pas. Săgetător. Vă trebuie mult curaj atunci când navigați provocările de la locul de muncă, iar cei dragi sunt mereu dornici să ofere o doză de inspirație. Lăsați-i pe cei din jur să vă încurajeze în luarea deciziilor și nu vă veți mai simți la fel de copleșiți. S-ar putea ca recent să fi avut parte de o bucurie, iar acest lucru v-a schimbat perspectiva asupra vieții. Încercați să acționați din timp atunci când vă supără o problemă de sănătate, cum ar fi tratarea simptomelor de răceală, înainte ca aceasta să vă țintuiască la pat. S-ar putea să primiți o veste bună prin telefon, însă nu va fi vestea pe care o așteptați de mult timp. Capricorn. Bucurați-vă de atenția celor din jur, deoarece ar putea avea o influență foarte bună asupra stimei de sine. Totuși, acest lucru poate deveni o problemă atunci când depindeți pe deplin de lauda din partea celor dragi. Încercați să vă menajați sănătatea, în special dacă lucrați într-un mediu periculos. Folosiți mereu echipamentul necesar și profitați de fiecare pauză. S-ar putea să aveți probleme în viața de cuplu. Comunicarea sinceră va lipsi cu desăvârșire, iar partenerul va prefera să vă ascundă problemele cu care se confruntă. Încercați să vorbiți despre o problemă personală, deoarece acest lucru ar fi o încurajare. Vărsător. Este posibil să primiți un apel îngrijorător din partea cuiva drag, convorbire care vă va pune pe gânduri. Încercați să aveți mai multă grijă de dieta voastră în această perioadă și profitați de abundența de fructe și legume de sezon. Atunci când consumați foarte multă carne sau carbohidrați, organismul vostru poate obosi mai repede decât de obicei. Se anunță o perioadă bună pentru o viață sentimentală. Este posibil să întâlniți persoane cu care veți putea vizualiza un viitor. Așa că nu stați pe gânduri prea mult timp. Nu vă complaceți într-o situație ce nu vă face fericiți, în special când vine vorba de cariera voastră. Pești. Veți înțelege foarte bine stările negative ale celor dragi și de aceea veți fi un sprijin important pentru ei. Veți deveni puntea dintre persoanele respective și cei din jurul lor. Însă nu lăsați acest lucru să afecteze propriile relații. Este posibil să suferiți de ușoară dependență, de cafeină sau tutun. Singurul mod în care veți putea scăpa ar fi renunțarea completă. S-ar putea ca partenerul să aibă așteptări mari de la voi. În special atunci când vine vorba de compromisuri, ar trebui să vă impuneți uneori punctul de vedere, deoarece relația nu mai pare a fi între doi egali. Horoscopul zilei de azi.